Poză video. Da, doar să ai grijă să nu-ți prinzi părul. There you go. Gata, oricum nu mergem foarte tare. De pe stânga, pe dreapta. Poza de aici, cred că direct piciorul pe scăriță. Da, stai bine? Da, e și un pic mai mică. Te ții? Da, trebuie să te ții de mine. Trebuie să-mi fac probleme? Nu chiar. Nu, că nu mergem tare. Te ții? Și astea sunt frânele. E foarte jucăușă, foarte manevrabilă, foarte micuță. Și pentru oraș poți să ții pasul cu traficul imediat, adică nu ai nicio problemă. E interesant. E drăguț când ai de persoane faine, cum ești tu, e mai nașpa când ai de persoane care nu sunt atât de faine și care nu-ți doresc tot binele din lume. Dar oamenii sunt diferiți. Depinde foarte mult și de educație, depinde foarte mult și de felul lor de a fi. Oameni și oameni. Da, stai să vezi cum o înclini. Plăcerea e mai mare decât frica. Mai ales când mergi pe circuit, mai ales când mergi pe drumuri frumoase. Deja plăcerea cam depășește frica. Hai că trag aici dreapta. Cum e? E super mișto. Îți place? Da, m-aș mai pui bani, e ironic. Te-ai dat? Da. Cum ți se pare? Zo? Foarte mișto. Mă bucur că îți place și sper să ne vedem în trafic. Da, eu. Mamă, păi dacă îi faci plin cu 50 de bani și te plimbi 100 de kilometri, ce mai vrei? Adică față de 40 de lei cât bag la motocicleta mea. Să facem și o poză împreună? Sigur, te ții? Te ții? Da. Vezi că plecăm într-o rata. Da. Glumesc. O să te rog doar să ții un pick-up mai pe spate. Moduri de putere, 1, 2, 3, aici mergi 55, 85 și 95 la oră. Ține-te. Când pun frână, poți să te ții cu o mână de mine și cu o mână de... A, exact, bravo. Te-ai uitat la pasager vloguri, a? E, asta nu e atât de nervoasă, dar ai văzut că, uite, dacă dai gaz, uite cum trage cu două persoane. În dreapta e față și stânga e spate? Ca la scooter. Asta e spatele și asta e fața. Da, e frână combinată. Dacă tragi spatele, frânează și fața, dacă tragi fața, frânează și spatele. E un feature interesant, mai ales când ești la început și nu știi exact cum să dozezi forța de frânare. Vezi că o să întoarcem aici, bine? Să nu te sperii. Mersi. Da, foarte mulți oameni faini. Gata. Cu drag, ți-a plăcut? Mă bucur. That's for you. Stai că trebuie să iau și cheia. A fost la tine, de ce Maxul? Da. Poți să-mi dai, te rog, și cheia? Nu am avut cheia. Cheia de la TC Max, te rog. Mulțumesc. Uite, fii atent. Da. O blochezi de aici. Așa. Îi pui contactul de aici. Ok. Și o pornești de aici. Da. Cu cheia o țin buzunar. Da, exact. Uita, Radu. Da. Da, da, sigur, sigur. Am ținut minte. Here we go again. Ce-i luat la revedere de la ea? Da, i-am zis. Vezi că plecăm într-o dată, te ții, da? De aici? Ca să înțelegi, ăsta are 3 moduri de putere. Ai modul 1, 55, modul 2, 85 și modul 3, 95 de km la oră, top speed. Ok. Adică dacă vrei să mergi liniștit și legal, mergi cu gazul așa, doar pe modul 1. Și uite, e electric, ăsta are undeva la 7 cai putere, ca să înțelegi putere maximă. Aha. Și dacă îi faci așa, uite cum trage. Hai de capul meu. Nice, nice. Mamă. Adică nu ai nevoie de ceva mai mult în oraș. Aha. Înțelegi? Ăsta e cel mai puternic. E cam modelul de top de la ei. Dar e foarte manevrabil, foarte jucău și culmea are și frâne foarte bune. Dar la aia mă gândeam, că oricum eu dacă o să-l iau, o să-l folosesc mai mult prin oraș. Păi, o să plec la drum muncit. Nu prea e cum să pleci, că are autonomie 100 de kilometri ăsta. Uh-huh. Și stațiile alea de încărcare e cam rare, a? Eu nu știu cum funcționează. Ai baterie aici, a? O scoți, o duci acasă în apartament, o încarci la priză. A, în priză? În priză. Poți să te duci cu... Ba da, dar nu prea... Cel mai bine poți să te duci acasă, eu o scoteam bateria, o duceam în apartament, o încărcam și aera. Și cât durează să încarci? 3 ore și jumătate, parcă? Ideea e că o încarci în 3 ore și jumătate și te plimbi o zi întreagă. Uh-huh. Dacă faci naveta de aici colo, o încarci o dată la 2 zile, adică asta deja are 2700 km. Da. Păi cred că asta o să fac mai. Super, super manevrabilă. Și o să vezi că nu ne întoarcem, că îi dau un pic mai tare. Dar o să vezi cât de bine trage. Aha. Hai să schimb și banda, să nu ne strupim aici. Ai. E un pic frig.
Frică nu, că nu merg tare pentru că nici eu nu am echipament, am doar cască și de asta. Dar ca să înțelegi? Asta e pe întâia? Da, da. Dar așa trage constant, nu are picuri de putere cum e la motociclete în mod normal. Aha. Și așa trage până la 95 de km la oră, o să vezi. Îi dai gaz și așa urcă constant, super constant, super constant până la 95. Partea bună e că dacă te grăbești și prinzi programul Rabla, care e acum în mai, parcă ai 1000 de euro prin faptul că apelezi la programul Rabla și mai ai încă 1000 parcă pentru că e electric. Îl întrebăm pe băiatul de la magazin cel mai bine și acolo știe și el să-ți dea foarte multe detalii să te îndrume în direcția asta dacă crezi că e nevoie. Și uite, să dau pe modul 3 acum, bine? Da, dă-i. E de la Maxim? Da, nu e cine știe ce, nu-ți da, da. Nu-ți închipui că e rachetă spațială, dar... Are și frâne. Da. Adică frânele sunt foarte bune pe ea. Partea bună e că te strecori atât de ușor cu ea, pentru că e foarte ușoară ca și greutate. E foarte manevrabilă. Brachează stânga-dreapta foarte mult. Și nu trebuie să ai foarte multe cunoștințe. Adică pentru oraș, pentru cineva care vrea să economisească niște bani, na, îi faci plinul cu 60 de bani, 70 de bani. Eu la motorul meu, ca să merg 100 de kilometri, plătesc 40 de lei. Oare să fie vreo posibilitate să-mi dea un motor până îmi cumpăr, până reușim cu Rabla? Foarte bună întrebare. Acum, după ce se lansează magazinul, nu prea cred că o să dea ei foarte mult la test. Că de asta le-am adus și eu motocicletele înapoi. Să dea oamenilor motoarele la test. Dar după ce se mai liniștesc un pic lucrurile, nu văd de ce nu. Și aici ai destul de multe informații. Range-ul, cât mai mergi, modul de putere, câtă baterie mai ai, viteza și dacă ai un buton aici în spate, îți arată temperatura de afară. Avem 21 de grade. Ce e lichidul ăla? E parfum? Nu, ăsta e lichidul de frână, pe frâna față și frâna spate și are și frâne combinate. Hai că trebuie să fac și eu dreapta aici. Up. Mai făceam unul. No, are frâne bune. Asta era doar un test de frâne. Da, 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 test de frâne. Și ești în viață? Da, sunt, aproximativ. Dar cum n-ai bat un cap pe cap? Trage. Wow, sunt motorbike. O să mă vadă oamenii prin trafic, o să creadă că-s tu. Tare, dar stai că trebuie să dau ăsta sus, o aud pe Ionia. Ba da, cred că pot. Nu prea, poține un pic, am reușit. Și asta e pentru tine, cred că, Ionica. Tare, stai să fac și un story. Îți dai seama că nimeni nu a purtat casca asta vreodată, în afară de Radu. Oare mă auzi și pe GoPro acum pentru... Alo, salut, prieten, mă auziți? Hai, Ionica. Superb. Sigur că te ajut. Uite, prinde de astea două și trage în laterale și pune pe cap. Ale, stai. Să mai poți strânge asta, Radu, nu, așa e? Lasă că ești safe cu mine, iubire. Hai că mai bine un pic. Nu-ți pică drept de pe cap. No, tutorial. Da. O pornești. Îi pui contactul. I-am pus contactul? Apăs pe ăla, sigur. Așa. Mă, și urc chiar. Da. Nu e ca la motocicletă, nu ai ambreiaj. Da. Spate, e ca la scutere, dacă te-ai mai dat cu... Mandat, sigur. Frână spate, frână față, accelerați. De ce ai făcut asta? Da, da. Păi și atâta. Atât. Și clanson. Perfect, perfect. De asta o să-l folosesc cel mai mult. De aici îl oprești, îl pornești dacă e cazul. Sigur. Semnalizări. Totul bine? Go, have fun. Na bine. Uite Tesla. Eu nu ți-am sunt pe ăsta. Vai ce se duce cu scuterul. Doamne, ce nebunii merg după el? Nu știu dacă pot să țin pasul. N-am cum să țin pasul. Dar cred că aici prindem 45, stai să văd. Uite, ăsta e 30, 32, 33, ăsta 35 maxim. Pe viteza întâia sau? Hai că mă dau mai față. Ionica, să nu pici. Dar tu știi unde suntem, eu nu înțeleg. În față universitatea? Uite ce frână ești, gata. Ai de capul meu, dacă apăsam la maxim. Uite cât de hârtie igienică. Pentru Marius. Știi unde suntem, bă. Cheia de la mașină e în... De la mașină, auzi, de la motor. Este aici, oare? Ionica, dacă am pierdut cheile. Am semnalizat corect. Corespunzător. Ia frână, ești gata? Suntem bine. Vreau să testez, mamă, dar e super bună frina. Este roșu, prieteni. Ia, ești gata pentru frână? Nu, da cu capul, stai cu capul pe spate, 3, 2, 1 și... Ai de capul meu și nici n-am ținut tot, îți dai seama? Uai, ce tare, ui! Mamă, e tare rău! Nu știu cum să ajungem înapoi acolo, că aici e sens unic. Ai, ce drăguț, uite. Deja mă simt, dar nu pot să-l salut, că pic. Mulțumesc. Eu pot să merg că pare că e verde pentru biciclete. Uite ce-mi place. Mamă, ce fain e Ionica. Mă simt așa un spirit liber. Dar, doamne, scuze, pui, scuze. Vai, scuze, nu mai vin niciodată cu mine, așa-i? Să-mi abjur dacă înțeleg ceva. Sper să nu vin, am un calup de mașini. O călătorie pe cinste, aș spune. Foarte frumos, ne-a plăcut, mai venim. Gata, am terminat. Gata? Da. Cu voi acolo, te rog. Sigur, cheia ceva cu ea. Sigur, sigur. Asta mă filmează? Greutatea, da, nu e zgomotos, nu e... Nu. Nu. Funcționale? Da. Sperie oamenii, atâta tot.
Și îngreunează casca, are undeva la 2900 de grame. Păi am și intercomul și GoPro-ul și filtrele. Știu, am dublat. Asta e de la asta? Da. Și de la aia? Și de la aia. Nu știu mi-e truchie. Am nimerit-o. Zi frumoasă, mi-a făcut plăcere și mă bucur că m-am văzut. Sper că v-ați distrat și v-a plăcut. Cum vi s-au părut motocicletele? Foarte bine. Având în vedere că n-am mai mers în trafic pe scuter sau ceva, dar am mers cu bicicleta o grămadă, e super ușoară. Zău? Mă bucur că v-a plăcut. M-am obișnuit repede, fără da. Frâna la picior. E că e un pic ciudat sentiment, așa-i? La primul semafor apăsam și și la schimbător n-ai pățit că s-a făcut verde să-i dai? Ba da. mă bucur că v-a plăcut. Zi frumoasă și asfalt uscat să aveți. Pa, pa. Stai să cobor un pic bordura. Cineva i-a spart oglinda. Poți să te urci. De tare rău. Fuge cât îi dai asta. Așa, ești gata? Te ții? Vezi că plecăm într-o dată, bine? 3, 2, glumesc. Vezi că ai roata moale pe spate. Am zis că te trage mai greu. Da, e moale, într-adevăr. Ce să se taie la montaj? Nu mă fac de râs. Nu te faci de râs, Doamne ferește. O să te recunoască băieții de pe Discord. Tu te faci de râs? E prima oară în 8 ani când merg fără echipament. E prima și singura excepție pe care vreau să o fac. Tu ce ești? De într-adevăr, am avut protecție de spate azi prin pasageri. Nu urăsc să merg fără echipament și sincer, aia vorbeam și cu persoanele de acolo. De la 17 ani am purtat tot timpul geacă, cască, mănuși și jos aveam genunchiere, Adidas și mă rog, am mai schimbat. De vreo 4 ani am trecut la ghete moto complet, nu Adidas. Și pantaloni moto, nu genunchiere. Nu mai îmi plac genunchierele deloc pentru că nu-ți protejează deloc șoldul și se și rotesc în cazul unui impact. Mă simt super dezbrăcat acum, sincer. Mi se pare sincer și mai ciudat faptul că am început să iau pasageri. Persoanele de fapt mă pipăie. Înainte mai aveam un echipament, știi? Acum efectiv simt cum toată lumea își plimbă mâna pe abdomen și pe... Nu, e indirect, că te ții de mine. Nu stă cineva să caute acum pătrățelele. Îți dai seama că e un pic ciudat că înainte mai era un echipament, mai era și mănușa pasagerului, nu simți exact cum stă el pe tine. Acum da, mă simt așa un pic. Salut. Da. Aici e imediat după rond pe stânga. Cum ți se pare? Salutare. Ce faci? Am venit și la pasager? Haide. Da. Nu, că sper că tot acolo ajungem, acasă adică. Unde te-ai dus? Înainte, până la giratoriu sau ce, nu e giratoriu. Până la Rosetti și m-am întors, da. Nu foarte mult. Mai are 20 și ceva la 100 baterie. Nu o să prea ai loc pe șa, dar nu e nicio problemă, te ții bine de mine. E mică, într-adevăr. Te ții? Da. Sigur? Plecăm într-o dată, bine? 3, 2, 1... Gata. Da, dar să zice frânare, evident. Ține-te cu mână de mine, te rog să nu cumva să te pierd. Mie ești drag și nu prea vreau să te pierd pe aici. Evident, mergem primii și plecăm. Te ții? Și n-am tras maxim de frâne. Are ABS? Are CBS. A, combine brake system, da. Exact. Ia uite, ok. Nu, șurub, bă. Mamă, l-ai văzut? Da, cineva de ce vizită pe șurub. De dita e șurubul. Vrum, 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 vrum. Gata? Da, te dai foarte repede jos asta. Da, poți să sari. Ce așa se întoarce motorul ăsta. Ce-o împinge? Ai rămas fără baterie? Nu! Nu? Nu, nu, mai are 10%, 9% ceva. Mersi de plimbare, chiar foarte tare jucăria. Abia aștept să iau scooterul la review. M-am lăsat, spor la treabă, distracție plăcută și felicitări încă o dată. Cu drag. Cu drag.